Stăm de vorbă cu Titu, un tânăr care s-a încăpățânat să trăiască în ciuda tuturor previziunilor contrare. După primul transplant, o vreme a fost bine, după care s-a întâmplat totuși ceva și din nou starea ta s-a înrăutățit. Cum a fost atunci? Un an jumătate m-am simțit extraordinar, mi-am continuat activitatea, eram foarte entuziast, am fost în Italia cu o bursă doctorală, m-am întors în România și ceva s-a întâmplat. 3 zile m-am simțit foarte rău, mi-am revenit fără niciun fel de altă intervenție, am mers cum merg periodic la Viena pentru controlele de rutină, s-a constatat că valorile mele respiratorii scăzuseră cu peste 40%. Ce s-a întâmplat? Organismul respingea... Începuse un proces de respingere a organului transplantat, organismul lupta împotriva lui. Și starea mea de atunci a început să se degradeze ușor-ușor. Mi s-a recomandat o terapie de către medicii din Viena, fototerapie se numește, tratarea globulilor albe cu o substanță fotosensibilă pentru ca organul să fie reacceptat. Mă gândesc că era foarte scump și tratamentul ăsta. Era extrem de scump. Mi s-a spus că va costa în jur de 45.000 de euro, iarăși o sumă fabuloasă, însă și banii aceia am obținut destul de repede. Spuneai că o simplă rețetă pentru acele medicamente care scad imunitatea era în jur de prima rețetă. Prima rețetă a fost 9.400 de euro și toți acei bani au fost bani personali veniți din ajutorul oamenilor de care ți-am povestit mai devreme. M-au ajutat foarte, foarte mulți oameni pe care nu-i cunosc și pentru care lupt acum, sperând că binele va continua și va fi din ce în ce mai, din ce în ce mai dominant în viața noastră. Bun, deci starea ta a început să fie din ce în ce mai rea. Cât de greu ți-a fost? Până unde s-au dus simptomele? S-a ajuns în 2 ani de zile să fiu dependent de oxigen. Deși înainte de prima operație de transplant nu fusesem dependent de oxigen, mi se recomandase oxigen, însă nu-l foloseam. A doua oară deja să mă bărbieresc era un lux. Îmi lua circa 2 ore să mă bărbieresc. Să faci câțiva pași prin cameră era greu? Era extrem de greu, aveam dureri de spate foarte mari, suferisem un nou pneumotorax, mersesem la Viena, medicii îmi spuneau că încet îmi voi reveni, îmi dădeam seama că nu e așa și atunci un prieten de-al meu a mers la decanul Facultății de Geografie, un om de o bunătate fabuloasă, nu o spun fiindcă e decanul facultății, ci fiindcă absolut oricine îl cunoaște știe cât de bun este omul ăsta. Prietenul ăsta nu a mers din partea ta, adică nu tu i-ai spus să o facă. Eu nu i-am spus, nu, și de data asta am ascuns și de data asta am vrut să rezolv eu lucrurile. El s-a dus din proprie inițiativă, i-a spus domnului decan și atunci a început o campanie și mai puternică decât... De strângerea fondurilor. Absolut toți colegii mei au reacționat, unii cu un aplomb neomenesc. Și a mai fost un om din cadrul facultății care a contat enorm în povestea. Căruia de asemenea îi port un respect deosebit, este domnul lector Nicu Hodor, a lansat o campanie împreună cu studenții și masteranzii noștri în toată universitatea și în universitățile românești de strângerea fondurilor. Fotografia mea era peste tot prin Cluj, mai ales la sediile facultăților și a avut un ecou fabulos. Și oamenii au ajutat cât au putut fiecare. Studenți au ajutat cu sume fantastic de mari pentru venitul lor. De aceea eu cred că studenții nu pot fi decât foarte buni și din punct de vedere intelectual și din punct de vedere uman și asta o știu studenții mei. Asta mi se pare că este foarte optimistă pentru viitor. Este la un moment dat, titlul ai ajuns să te duci din nou la Viena pentru că erai foarte, foarte chinuit. În decurs de 2 săptămâni s-au întâmplat foarte multe lucruri. Am mers din nou la Viena pentru evaluare. Starea mea era și mai gravă. Ce soluție mai era? Nu mi s-a spus o soluție. Îmi spuneau că vom încerca un tratament și atunci, la o întâlnire cu medicul meu, pneumolog, i-am spus dacă am face noi un retransplant. Tu ai avut ideea. Eu am avut ideea.
S-a uitat la mine, cumva speriat, mi-a zis că nu poate să-mi promit așa, va trebui să vorbească cu profesorul ce mă operase prima dată, însă să nu-mi fac nici speranțe, nici să mă dezamăgesc, voi primi răspunsul în câteva zile. În două zile am revenit pentru investigații, fără să știu, am fost acolo, în Viena e o echipă de medici din diverse domenii medicale ce se ocupă de transplant. Și am fost evaluat, fără să știu, de către un medic psiholog, fiindcă orice fel de transplant, pentru orice fel de transplant trebuie să fii pregătit. Sigur. Fiindcă altfel nu ești eligibil pentru operație. Vreau să te întreb pe cine crezi că avem la telefon în momentul ăsta. Spune-mi. Exact omul drag de care vorbeai și care te-a ajutat foarte mult. Domnul lector de la Facultatea de Geografie, Nicolae Hodor, care este împreună cu noi la telefon acum. Bună seara și mulțumim pentru că ați sunat. Bună seara! Bună seara! Bună seara, mulțumim că ați sunat și vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru tot ajutorul pe care l-ați acordat lui Titu. Am înțeles că dumneavoastră ați fost unul din cei mai importanți oameni care l-au susținut în toată perioada asta grea. Nu știu dacă am fost printre cei mai importanți, dar am încercat și eu să-l ajut. Vreau să vă întreb, nu știu, ce v-a determinat să faceți aceste eforturi? Până la urmă, nu el a cerut asta, dumneavoastră ați aflat cumva fără ca el să vă contacteze personal. Ce v-a determinat să faceți toate astea pentru el? Am aflat despre cazul dânsului cu ceva timp înainte, pentru că s-a aflat asta de la primul transplant și apoi a apelat cineva la mine într-un alt caz asemănător. Eu nu puteam să dau detalii, nu cunoșteam și atunci l-am căutat pe domnul Titu Angel și de fapt atunci ne-am și cunoscut mai bine. Și am crezut că merită să îi venim în ajutor într-o societate a indiferenței. Cineva trebuie să acționeze. Și am cerut ajutorul mai multor oameni care mi s-au alăturat nouă. Cum au reacționat studenții unde ați făcut o campanie? Care a fost, nu știu, reacția lor? Eu am vorbit în pauze cu studenții, le-am prezentat cazul și le-am spus că, în primul rând, în prima fază, dar de urgență, avem nevoie să vină cu idei. Să ne spună cam ce ar fi de făcut după părerea fiecăruia dintre ei, pentru că aveam nevoie de foarte multe idei, foarte multe soluții. Am fost plăcut, surprins, aflând că s-au oferit foarte mulți și cu idei și să ne ajute efectiv la muncă. Deci reacția a fost una foarte pozitivă. Da. Deși spuneați că avem o societate a indiferenței, totuși sunt oameni de suflet care pot face niște lucruri și pentru Titu asta a făcut o mare, mare diferență. Da, în general oameni simpli, cu bani puțini, au dat din puținul lor cât au putut ca să îl ajute pe domnul Titu Angel. Vreau să-l întreb pe Titu, cu care stau de vorbă acum, ce ai spune domnului Hodor acum în această emisiune? Sunt convins că te-ai gândit la dânsul foarte mult. Dacă ar fi să-i trimiți acum, nu știu, niște gânduri, care ar fi astea? Domnul Hodor are respectul meu profund atât timp cât o să fiu printre oameni și cu domnul Hodor am o relație de prietenie specială, îl admir și îi garantez respectul și prietenia mea pentru totdeauna. Nu știu dacă e importantă, însă în mine o să aibă un colaborator tot timpul. Din momentul în care domnia sa a decis că vrea să mă ajute, colaborarea noastră nu a încetat și acum lucrăm împreună. Îi sunt asistent la unele cursuri și avem o relație extrem de bună. Îi mulțumesc. Știu că sunt foarte puține cuvintele prin care poți să-ți exprimi gratitudinea pentru un om care te-a ajutat necondiționat atunci când ai avut nevoie. Vă mulțumesc, domnul Hodor, pentru tot. Și vă apreciez foarte, foarte mult. Se pare că aveți un loc în inima lui Titu care nu o să-l pierdeți niciodată. Mulțumim tare mult pentru intervenția din seara asta și dacă ar fi, nu știu, măcar câțiva oameni ca dumneavoastră pe lumea asta, cred că am fi mult, mult mai câștigați. Mulțumim, o noapte frumoasă! Și eu vă mulțumesc, numai bine, doresc sănătate în continuare lui Titu și dumneavoastră tuturor. La revedere, mulțumim! Ei, se pare că ai avut parte de niște oameni
absolut minunați și oameni... Oameni adevărați, da. Oameni care vor să intervină spre a face bine. Hai să ne apropiem spre a doua operație. Deci, la un moment dat, ție ți-a trecut prin minte ideea că poate ar fi posibil și un al doilea transplant. Cum au reacționat medicii din Viena la această Au fost rezervați idee? La început, au fost rezervați. Starea mea era destul de proastă. După două zile, când am fost la o reevaluare, mi s-a spus că, în cel mai bun caz, aș putea face un transplant de un singur plămân, fiindcă operația este extrem de grea și organismul este slăbit, mai ales după prima intervenție. Sunt câteva detalii medicale, ce ar fi împiedicat un transplant complet de ambii lobi, deși ambii erau afectați. O echipă de medici mai tineri și-au asumat responsabilitatea de a face o operație... O altă minune ce mi s-a întâmplat. N-aș vrea să omit faptul că toate lucrurile astea s-au întâmplat în decursul a 12 zile. În perioada asta trebuiau strânși banii. Domnul Dănuț Petrea, decanul facultății, a ajuns să vorbească cu ministrul, se fac niște pași pentru a se vira banii în contul celor de la Viena. S-au întâmplat toate astea, a discutat personal și banii se acceptaseră, însă nu ajunseseră încă în Viena. Și a mai fost o familie de profesori de geografie care... Da, și este o altă familie care îi port un respect deosebit, familia Ilieș, domnul profesor Ilieș și doamna profesor Ilieș, au fost și la prima operație alături de mine și la a doua, s-a vorbit cu domnul ministru de atunci și banii s-au acceptat. Desigur, lucrurile sunt mult mai complicate și ar merita mult mai mult timp, însă vreau să vă spun că s-a întâmplat asta, a fost o altă minune. După încă două zile, la o altă evaluare și ultima, până în transplant, am mers la spital, făcusem un control cardiac și urma să merg acasă, deja eram dependent de oxigen, deja nu mai puteam să merg, eram într-un cărucior cu mama mea, a coborât din lift un medic român ce face parte din echipa de chirurgi pe transplant pulmonar din Viena și mi-a spus că el crede că are o veste extraordinară pentru mine. Repet, banii nu ajunseseră în conturile celor de la Viena și eu puteam fi pus pe listă doar în momentul acela și este o listă de așteptare. Da. Mi-a spus că va face tot posibilul să ajung pe listă, fiindcă se pare că s-a găsit un organ pentru mine. Mi-a spus să nu mă entuziasmez. Eu am fost sigur că o să fac operația. A mers să discute cu departamentul financiar, fiindcă niciodată nu se acceptă un caz până nu există suma completă de bani. Totuși pentru el cazul a intervenit respectiv, acolo să a intervenit și domnia sa a făcut posibil ca să aibă loc a doua operație. Deci, dacă prima a fost o minune, că am stat 7 zile pe lista de așteptare, al doilea caz nu am stat nici măcar câteva ore. Operația s-a întâmplat în acea zi de 1 aprilie, cu 3 zile înainte de Paști. Era joia mare. 1 aprilie poate să fie o, nu știu. Eu nu mi-am pus problema, însă am făcut o glumă cu un medic ce m-a sunat. Eu am mers acasă la prietenul meu, la Adrian. Și Adrian care spunea că își dăduse niște bani să ți pună un tub Adrian, de oxigen în cameră și da, așa. Da, mi-a pus un tub mare de oxigen, ce se plătea, acel tub se alimenta săptămânal. Pentru ca eu să rămân în Viena și să aștept organul. Eram iarăși la masă cu mama mea și m-au sunat medicii ce se ocupă de cazurile de transplant și mi-au spus că ei cred că în noaptea aceea urmează să fie operat. Am făcut o glumă, sper că nu este o păcăleală de 1 aprilie. Mi-au spus că ei nu își permit așa ceva. Eu știam, însă era secret, îmi spusese medicul român. Da. Am mers cu mașina exact lui Adrian la spital, nu cu salvare, și operația a avut loc în acea noapte. Și iată-mă astăzi... Ai avut din nou o recuperare bună, ca și după primul transplant. Cum te simți în prezent? Cât a trecut de la a doua operație? Sunt aproape 3 ani. În și cum ești? Aprilie adică, sunt 3 ani. Cum ești cu simptomele? Mă simt excelent, am o stare psihică și fizică foarte bună, fac orice face un coleg de-al meu de la geografie, fac activități de teren, urc în zone montane, facem studii, facem cercetare, facem treabă. Vreau să te întreb un lucru, ne apropiem de final, Titu.
toată experiența asta dramatică cu boala și cu spectrul ăsta al morții și cu oamenii ăștia care te-au ajutat, te-a schimbat într-un fel? Adică sunt lucruri care sunt cu totul altfel la tine decât înainte? Sunt convins că sunt altfel decât dacă aș fi fost sănătos. Sunt convins că sunt probabil mai bun decât dacă aș fi fost sănătos. Sunt convins că gândesc mai mult decât dacă aș fi fost sănătos. Sunt convins că poate sunt mai decis să ajut și eu oameni, dat fiind întâmplările prin care am trecut. Crezi că vezi așa viața diferit? Adică, nu știu, poate nu mai ai timp de fleacuri, poate ești mai focusat pe lucrurile cu adevărat importante pe care le trăiești. N-aș putea spune eu asta, însă întotdeauna încerc să motivez pe toți, toate persoanele din jurul meu, fie că studenți, fie că colegi. Întotdeauna vreau să fac 100.000 de chestii, le propun 100.000 de lucruri și uneori se și întâmplă. Lucrăm, avem activitate și eu sunt convins că oamenii pot să schimbe societatea, să trăim mai bine, să fim mai bine. Hai să tragem o concluzie acestei discuții. Nu trece prin minte decât una singură. Adică se pare că fiecare avem o șansă chiar atunci când toate ne sunt împotrivă și când un om, nu știu, are o motivație puternică, o idee de a vrea să facă un lucru, se pare că e posibil. Eu cred că atunci când crezi că poți reuși, reușești. Sunt absolut convins și nu sunt singurul care gândește asta, însă suntem puțini cei care exprimăm asta. Titule, ce le-ai spune celor care trec printr-o boală gravă, prin suferință? Știi, apropo de transplant, nu sunt mulți cei care au suferit operația asta în România. Ce le-ai spune acestor oameni care să-i ajute? Poate să le dea un pic de speranță. Să creadă întotdeauna în Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu poate fi decât bun, să creadă în ei și să creadă că vor reuși. Și sigur vor reuși. Mulțumesc tare mult că ai fost aici, mulțumesc pentru felul în care ai vorbit. N-am observat ca toate aceste amintiri să-ți producă o stare neplăcută. Cred că undeva le-ai prelucrat, le-ai depășit și asta mi s-a părut extraordinar. Cum te-ai simțit și cum crezi că ar putea oamenii să descurce cu asemenea probleme prin care ai trecut tu? Mie mi s-a întâmplat numai bine și nu pot să cred decât că mi se va întâmpla în continuare numai bine. Și atunci când crezi, ți se întâmplă, îți convins. Asta e cel mai important lucru până la urmă. Absolut. Și eu tot ce am vrut, am avut. Tot mulțumesc. Ce m-am dorit. Mulțumesc mult și tu. Și eu îți mulțumesc. Ne despărțim aici, cu gândul că atunci când vrem ceva cu adevărat, nu există limite. Și că dacă n-ar fi oameni care să încerce imposibilul, contrar tuturor așteptărilor, omenirea pur și simplu nu ar mai putea să evolueze. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici și vă aduc aminte ca de fiecare dată să nu vă pierdeți speranța, pentru că nu sunteți singuri, iar câtă vreme rămânem împreună, totul este posibil. Noapte bună! Neîncredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate, esență.